Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. În urmă cu câteva zile, Oana Zăvoranu și-a anunțat fanii de pe rețelele personale de socializare că se confruntă cu probleme grave și a fost trădată de cei în care a avut cea mai mare încredere. Oana Zăvoranu a făcut acum lumină și a declarat pe rețelele personale de socializare că momentele grele din viața ei nu au nici măcar o legătură cu soțul ei. Trădarea și momentele grele pe care le traversez nu se referă și nu au legătură cu soțul meu. Ca să nu mai orbecăie presa și să fiți și voi corect informați. N-am murit. Mă confrunt cu probleme grave pe care cu ajutorul bunului Dumnezeu le voi depăși. Așa se întâmplă când taci, crezi în prietenii mizere și te lași furat de hoții care strigă hoții sau de frați și surori, chiar dacă natural nu i-ai. Voi fi mai activă, pentru că am tăcut și am îndurat ca un martir. Adevărul întotdeauna triumfă, a scris Bruneta. Mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.